Așteptăm cu toții să ne întoarcem la normal după 2 ani de pandemie, pandemie ce ne-a dat viața tuturor peste cap. Sper că pentru cei din sănătate, obiectivul este unul mult mai ambițios, acela de a reconstrui o stare de normalitate cu mult mai bună decât cea de dinaintea pandemiei, când să ne aducem aminte, unul din două decese înregistrate în România erau premature și prevenibile, în lumina cunoștințelor și tehnologiilor medicale actuale. În mod tragic, în acești 2 ani de pandemie, peste 120.000 de români și-au pierdut viața, lăsând îndoliate zeci de mii de familii și mii de copii orfani de cel puțin un părinte. Ce este și mai tragic este că cea mai mare parte a acestor decese au fost înregistrate în cel de-al doilea an pandemic, an în care am avut la dispoziție metode diagnostice, vaccinuri eficace și sigure și medicamente inovative pentru a limita impactul pandemiei și a preveni toate aceste decese, formele severe, cazurile de spitalizare. Acum suntem pe o fază descendentă a celui de-al cincelea val pandemic, ne uităm mai optimiști în viitor și cu speranța că nu vom mai avea multe hopuri de trecut. Vom ajunge într-o fază endemică în care să fim bineînțeleși, nu vom fi cu toții lipsiți de riscuri. O bună parte din cei care au ales să nu se vaccineze, au trecut prin boală, vor avea de înfruntat riscurile COVID-ului persistent. Studiile recente apărute ne arată o frecvență mare a acestei patologii care este încă în curs de definire. Se apreciază că undeva între 5-10% din populația ce a trecut prin boală, indiferent dacă printr-o formă medie sau severă, va rămâne cu afectări cardiovasculare sau neurologice sau la nivelul altor organe. Aceste lucruri vor crea o presiune adițională pentru sistemul de sănătate, pentru vremurile ce vor veni. O altă categorie importantă la risc este reprezentată de cea a pacienților vârstnici, de peste 65 de ani, pacienți cu boli cronice, pacienți cu sistem imunosuprimat, persoane care vor avea de înfruntat niște riscuri adiționale datorită foarte probabilei reemergențe a unor infecții respiratorii determinate de virusuri sau bacterii precum Streptococcus pneumoniae, care erau în circulație importantă înainte de pandemie și a căror transmisie a scăzut mult în timpul pandemiei datorită măsurilor de control a pandemiei. Pentru aceste grupuri de risc se impune crearea unui program național cât mai rapid de asigurare a accesului la vaccinuri eficace și sigure, care sunt deja disponibile, mă refer la vaccinuri antigripale sau vaccinuri antipneumococice, ce au posibilitatea de a-i pune la adăpost în perioada următoare și în special în toamnă-iarnă, pe cei care sunt cei mai vulnerabili. Există o practică largă în țările membre ale Uniunii Europene, marea majoritate a sistemelor de sănătate având astfel de programe, programe ce pot servi ca sursă de inspirație pentru autoritățile române, care trebuie apreciat faptul că în urmă cu un an de zile au trecut prin ordin de ministru ghidurile și recomandările de vaccinare a persoanelor cu risc crescut, a persoanelor afectate de boli cronice sau imunocompromise. Considerentele financiare nu ar trebui să fie un obstacol major, pentru că este unanim recunoscut că vaccinurile sunt cele mai eficiente și cost-eficiente intervenții medicamentoase. Și pentru a vă da un exemplu, în anul prepandemic, în anul 2019, în România se înregistrau peste 300.000 de spitalizări cu diagnosticul de pneumonie. O treime din acestea având ca și cauză infecția cu pneumococ. E bine, dacă ar exista un program care să asigure o rată teoretică maximală de vaccinare împotriva infecțiilor pneumococice, se estimează că salvările de costuri pentru sistem
ar putea să depășească 300 de milioane de roni. Acest lucru este un factor determinant pentru creșterea rezilienței sistemului de sănătate. Mă refer la prevenție, la prevenția prin vaccinare, prevenția împotriva bolilor respiratorii infecțioase și transmisibile, permițând astfel evitarea unui număr mare de decese, de spitalizări, de suferință și în același timp salvarea de costuri. Toate aceste lucruri ne pot ajuta să atingem acel deziderat de a obține un sistem de sănătate mai rezilient, capabil să absorbe astfel de șocuri și în același timp să asigure continuitatea serviciilor medicale.